Una din vulnerabilitățile sistemului medical românesc rămâne atenția scăzută pe care medicii și personalul medical dintr-un spital o acordă intimității pacienților. Pacientul are nevoie de intimitate, da? Hai să mergem într-un salon, sunt 6 paturi. Ce intimitate pot să am eu când mie mi se spune, hai întoarce unul ca să-ți fac injecția? E clar că unele persoane au trăit la colectiv, n-au probleme, dar unele persoane se stânjenesc. Știți? Sau se consultă în sala în salon. Nu există consultații în salon. Nu este corect, nu este de punerea pacientului. Cum să mă întrebe pe mine de câte ori a ieșit azi cu scaunul? Nu vă dați seama că e penibil omul față de ceilalți? Poate să spună. Deci consultația nu trebuie să se facă în salon. Am dat un exemplu. Conform noilor practici europene, se recomandă ca asistența medicală într-un spital să fie acordată în condiții de asigurare a unui climat de intimitate al pacientului. Sunt spitale unde au paravane între paturi, în care, de exemplu, noi avem rezerve. Cazurile deosebite sunt puse în rezerve, dar poate ar trebui un pic mai mult insista și aici. Asta mă refer numai la intimitate. La confidențialitate, vă dați seama, pacienții trebuie să primească în plic pentru ei cu semnătură toate actele medicale. Nu-i suficient, zic, păi ți-am lăsat pe dormit, poate cineva se uite, bă, ce boală are cu tare? Știți? Nu poți să anunți în gura mare, vezi că tu ești analiză, ai glicemia mare. Poate omul nu vrea să știe, știți? Deci analizele trebuie să fie de o confidențialitate extraordinară, cu număr, cum au început să fie. De exemplu, analizele nu mai sunt cu nume, nu se mai știe a cui este analiza, ci este un număr. Poate mie nu-mi convine să se știe că am nu știu ce... Deci aceste drepturi, noi trebuie să muncim pentru... Adică este o activitate continuă și laborioasă de a ajunge. Nu-i suficient să le declar și de mâine să trăiesc toată lumea este fericită. Preocuparea de asigurarea intimității bolnavilor a avut-o și Comisia de Acreditare a Spitalului, care anul trecut a recomandat conducerii Spitalului de Urgență Roma să treacă la achiziționarea de paravane pentru toate saloanele. Spitalul a trecut deja la cumpărarea de astfel de paravane pentru saloane. Nu sunt suficiente, dar măcar este un început. Avem în jur de 50 de paravane. În fiecare salon avem câte un paravan. Bine că reglementările acele în dreptul fiecărui pat avem un paravan. Secțiile de atrii, care au izolatoare separate. Deci s-a început și se lucrează. Adică lucrurile astea durează până se pun. În funcție de posibilitățile financiare și în perioada următoare se vor procura paravane care să poată fi folosite în timpul vizitelor medicale și al tratamentelor care se fac bolnavilor la pat. Numărul acestora depinde de bugetul spitalului și este o recomandare a Comisiei de Acreditare de care se va ține seama în timp.